Autoritățile române se pregătesc pentru o situație de criză prelungită în care refugiații ucraineni vor rămâne la noi pe termen lung. Primii elevi din Ucraina s-au prezentat deja la ore, iar școlile noastre pot angaja profesori pentru ei fără prea multe formalități. Și studenții din Ucraina sunt primiți în facultățile de la noi. Kira are 6 ani și merge la clasa pregătitoare. A fugit din Odessa împreună cu mama și surioara ei, iar acum trăiește emoțiile primei zile de școală într-o țară străină. Kira și sora ei, Victoria, care are 10 ani, merg la o școală din Brăila, frecventată de comunitatea de ruși lipoveni. Se bucură că se pot înțelege cu unii colegi. Oamenii care ne găzduiesc ne-au recomandat să dăm fetele aici, la școală. Au fost primiți cu căldură de copii, chiar copiii noștri se străduiau să vorbească cât mai corect rusește cu ei. În aceeași clasă cu Victoria sunt și surorile gemene Cristina și Angelina, venite tot din Ucraina. Mama lor ne spune că, deși începutul este greu, profesorii îi tratează cu multă atenție pe copii. Nu știam nimic despre comunitatea lipovenească din Brăila. Ne-au adus aici voluntarii. Au învățat să zică, la mulți ani, mămico, azi e ziua ta. Ministerul Educației a anunțat că școlile vor putea angaja studenți sau profesori pensionați fără a urma procedurile clasice prevăzute de lege. Există și dascăli gata să lucreze cu copiii ucraineni în clasele în care se vorbește doar românește. Evident că va fi un efort suplimentar, că e necesar să lucrezi cu ei separat. Prin joc ei vor cunoaște pe ceilalți copii și vor putea să relaționeze chiar dacă nu au un limbaj verbal comun. Mamă a 3 copii, Olena, este de părere că orice activitate este mai bună decât statul degeaba. Ei au nevoie să li se predea, pentru că acum stau acasă de 4 zile și chiar nu știu ce să facă și pierd studiile. Și Universitatea Maritimă din Constanța îi va primi pe cursanții din Odessa care se refugiază în România. De altfel, Ucraina este una dintre țările care furnizează navigatorii pentru flotele comerciale. Iar la Colegiul Militar din Breaza au sosit 27 de elevi din Ucraina.